Circulă un curent acum pe internet după realegerea lui Donald Trump că de fapt Kamala Harris a fost sabotată din interior chiar de democrați. Acum e o teorie a conspirației, dar sunt niște elemente care nu fac parte din conspirație, sunt niște elemente care din punct de vedere cronologic și din punct de vedere administrativ într-o campanie electorală s-ar putea să ne dea de gândit. Te-am familiarizat cu acele elemente. Acum hai să vedem. Ar fi putut să fie această luptă internă între democrații, grupul Biden versus grupul Obama, Clinton versus gruparea Biden? Adică e plauzibilă această luptă internă? Să ne reamintim. Ieșirea prematura în decor domnului Joe Biden, așa cum a ieșit, l-au promovat intens, adică toate micile gafe, documente uitate, ea a căzut de nenumărate ori pe scări, se uita odată la o întâlnire cu Macron și cu liderii europeni, se uita nu știu pe unde și toate imaginile astea au fost promovate intens în rândul mass mediei din Statele Unite ale Americii. Adică este un istoric în care aceste lucruri au fost foarte, foarte intens promovate. Să în, timp, în marilor pasionați de teoria conspirației, că deliciul pe care îl au cititorii acestui gen de literatură conspiraționistă din Statele Unite, au la îndemână două imagini iconice care încurajează această teorie. Una, pe Joe Biden cu șapca cu Donald Trump peste șapca cu Kamala Harris, a purtut cu două șipți. Și a doua imagine cu Jill Biden, distinsa doamnă Biden, soția fostului, actualului președinte, fostului concurent al lui Donald Trump, care fix în ziua alegerilor s-a dus și a votat în rochie roșie, adică culoarea republicanilor. Și de aici toată lumea a zis, hopa, Prea multe coincidențe în familia Biden Ma, ca mai să e nu e intrăm... și cu uh, sunt niște gunoaie după care vine Trump pe mașina de gunoi, adică votanții lui Trump sunt niște gunoaie după care a venit dintr-o dată pe o mașină de gunoi călare Donald Trump cu vestă portocalie, da, sunt de, uh, eu sunt cel care vă uh, strânge aceste gunoaie. Cei care cunosc mai bine decât noi aici în România uh, jocul de culise al establishmentului american și scriu pe blogurile lor, pe site-urile lor și într-o presă relativ mai pro trumpistă ei spun așa că între cuplul Biden și cuplul Obama există o tensiune și nu de ieri de astăzi. Adică Joe Biden i-a fost vicepreședinte domnului Barack Obama cât acesta a fost președinte există o aroganță și un excedent din asta de putere pe care familia Obama l-a impus întotdeauna în relația cu Biden ei fiind și mult mai tineri totuși decât cuplul Joe and Jill Biden și tipul ăsta de exercițiu de putere nu prea le-a convenit celor doi bătrânei Biden și de acolo se pare, eu nu fac altceva decât să compilez și să, să citez din speculațiile conspiraționiste ale republicanilor din Statele Unite. S-a creat această emoție. Când Joe Biden a spus că doar el îl poate bate pe Trump pentru că l-a bătut odată pe Trump și îl va mai bătea și a doua oară pe Trump, el chiar credea treaba asta. Și ce să vezi, cuplul Hillary and Bill Clinton, Michelle Obama și cu Barack Obama și staful de putere din jurul acestor Președinți democrați care au fost înainte de domnul Biden, i-au cam zis domnului Biden: Bă, tati, ești cam ramolit, retrage-te, Că a început să simți dimensiunea roză. Cum adică dimensiunea roză? Păi, osteoporoză, scleroză, viroză și așa mai departe. Și domnul Biden iarăși a venit și a hrănit această teorie a conspirației pentru că el a apărut imediat după ce a pierdut Kamala Harris alegerile, părea mai tânăr cu 10 ani. Proaspăt, aproape că ți putea să joace și elasticul sau șotronul, foarte jovial, foarte cal, și invitat pe Donald Trump la Casa Albă să vorbească cu el cum îi predă puterea și nu știu ce. Și iarăși conspiraționiștii din zona republicană au zis, bă, sunt toate semnele că de fapt Biden a sabotat -o. Pentru că s-a pus mare întrebare, domne, unde sunt voturile populației afroamericane și latinilor care l-au votat într-un număr foarte mare pe Biden, care l-a bătut atunci pe Trump cu voturile lor. Unde sunt voturile astăzi? Că sunt la Trump, nu, nu sunt la Kamala. Și de aici tot felul de întrebări. E conspirație? E sabotaj? O mână ascunsă din administrația Biden dorind să se răzbune pe aceste obrăznicii ale mai tinerilor democrații împotriva cuplului plin de senectute? Joe and Bill a lucrat? E... Eh. Eu personal nu prea sunt pasionat așa de predicatele astea conspiraționiste post-factum, că nu valorează nimic. Dar m-am stăduit să mă documentez pentru a putea răspunde la întrebare. Dar există, în susținerea acestei teorii, există și ideea că fiul lui Joe Biden, da, Hunter, ar fi uh, supus unor uh, investigații de tot felul, și ar avea nevoie, ar putea negocia Joe Biden pentru fiul său, în acest fel, prin această neimplicare, să zicem, în uh, favoarea Kamala Harris. Ar putea cumva să beneficieze de uh, mâna lungă, așa, întinsă a președintelui SUA pentru a fi mai blândă cu uh, procesele în care este implicat uh, Hunter Biden. În primul rând trebuie remarcat că totuși Joe Biden nu și-a și grațiat copilul cât a fost uh, președinte. Un lucru interesant, în care pe la noi nu s-ar fi întâmplat treaba asta prin România. În al doilea rând, Hunter Biden este un infractor uh, notoriu, adică e prins cu, cu multe capete de acuzare și cu dacă ar fi fost pe teritoriul doamnei Chiove și înfundat de mult pușcăria, pentru că exact ce îi place doamnei Chiove și e rechinul ăla de mare corupție. Implicat și până Ucraina, implicat în tot felul de tranzacții și combinații care mai de care mai ciudate. Eu nu cred că Biden, care nu și-a grațiat el cât era președinte sau nu și-a ajutat fiul, neimistindu-se în treburile justiției, va tranzacționa ceva cu Donald Trump pe tema asta. Mai ales că Donald Trump, în prima campanie, când a și câștigat împotriva lui Hillary Clinton, avea informații despre Hunter Biden, pe care le-a folosit în campania în care a pierdut în fața lui Joe Biden. Adică a tras Donald Trump Biden prin Hunter Biden din toate unghiurile. Nu cred că acum îl va reabilita. Sau poate... Da, nu știu ce să zic. Poate Donald Trump găsi, e un om de afaceri, orice tranzacție dacă are profit e interesant. Poate va găsi Donald Trump foarte multe similitudini între el și Hunter Biden, adică doi oameni de afaceri cu viziuni globale, doi oameni de afaceri care speculează orice oportunitate, adică cine știe. Poate... Da, dacă vedem cât de prieten este domnul Trump acum cu juniorul Kennedy un nepotul celebrei familii Kennedy, care, -a contestat pe Trump. care întâi l-a contestat pe Trump, a fost dușman de moarte, după care a devenit un mare susținător și care s-a întors împotriva Partidului Democrat de unde proveneau tatăl și unchiul său. E posibil ca Donald Trump să reabiliteze și să reevalueze orice fel de dosar. L-a reevaluat și pe Elon Musk. Adică. Cred că mai degrabă Elon Musk l-a reevaluat prima dată pe Donald Trump, că îi se pare că Elon Musk ăsta care e, e un oportunist, adică cine cunoaște bine traseul lui Elon Musk nu are cum să nu remarce veleitățile astea de um, sinusoidal așa, șer, 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 șerpălău, ca să nu zic chiar șerpilian, care se tot strecoară așa pe unde, pe unde e puterea și obține întotdeauna niște beneficii uriașe. Păi acțiunile domniei sale după ce a ieșit Trump președinte au mai crescut cu câteva zeci de miliarde de dolari și domnia s-a spus că el va lucra pro bono pentru Donald Trump și că nu vrea remunerație. Păi pre, ce remunerație? Că ți-au crescut cu miliarde de dolari conturi, de... ți-ai luat, stai, nu, stai liniștit. Da. Poate vrea o pensie specială. E, dacă vrea să vină la București, că uh, guvernul României știe să se ocupe de treaba asta. Crezi că a fost o alegere inspirată până la urmă în uh, tot contextul ăsta uh, Kamala Harris pentru uh. democrații? mai era cea mai firească într-o logică de pă, stat. Era vicepreședinta lui Biden, era acea femeie de culoare care ar fi demonstrat globaliștilor și culturii woke că se poate. Aș veni destul de târziu, s-au repliat repede toți în jurul ei, toată protipendada hollywoodiană și toate vedetele, influencerii și cântăreții și sportivii și... Pă, Robert De Niro însuși și toți toate toți moștrii sacri ai culturii pop a statelor unite s-au așezat în spatele camelei Harris, dar se pare că fibra filonul reprezentat de Donald Trump întoarcerea la valorile tradiționale la familia dintr-un bărbat și o femeie, adică la normalitate pe care Trump a speculat-o foarte bine, au contat mai mult. Plus dimensiunea economică pe care Kamala Harris nu putea să o speculeze pentru că fiind la guvernare, fiind în timpul mandatului lui Biden, n-avea cum să-i mintă pe americani că o vor duce mai bine cu ea din moment ce americanii au dus-o mai prost sub administrația unde și ea era parte. Bine, acum chestiunea asta economică îi zicem noi așa generalist vorbind economic, pentru că ea are un aspect mai mult social, adică omul de rând a început să o ducă foarte prost în, păi în da, mandatul Păi da, dar trebuie să înțelegem și de ce. Efortul de război al lumii occidentale pentru susținerea foarte corectă, foarte principială și foarte onorabilă a Ucraine a venit cu niște costuri foarte mari. Americanii plătesc cea mai mare proporție din acest efort de război. Și atunci de unde să plătească? Că tot Era din taxele mai, și impozitele uh, oamenilor de și a mulțimilor se adună, se colectează banii, că banii nu cresc în copac. Eh, că mai tipărește banca federală, mai mai vine și mai bagă tipărește. Tipărește, de... dar trebuie să și colecteze, că asta este uh, energia banului. Ei au tiparnița de bani, Este, deci este să nu cred că foarte tare. Nu, nu poți să tipărești niște iguală. Adică e clar că e o, e o matematică a, a tuturor lucrurilor, iar uh, 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 încercarea asta a democraților de a fi prezenți, foarte prezenți în toate teatrele de operații militare, din Yemen, în Iran, în Irak, în Siria, în uh, Ucraina, uh, peste tot, adică asta este esetul uh, uh, democraților de la hai să zicem, cel puțin Barack Obama încoace, este să implice Statele Unite în marile jocuri internaționale. Jocuri cu un cost ridicat, cost care se oglindește în nivelul de trai al americanului simplu. Al, spuneam noi, ca să-l definim, americanul care câștigă între 2.000 și 3.000 de dolari pe lună. Ăla n-a dus-o bine deloc sub democrație. Crezi că Biden ar fi reușit o campanie mai bună decât mm -mm, uh, uh, nu nu Nu, nu cred. Pentru că am văzut cu toții și spuneai și tu mai devreme dând acele exemple de lui de funes în acțiune că i, -i, -i, -i s-a cam terminat. Uh, Era să zic ceva urât. Noi românii avem această conotație că i s-a terminat ața, dar nu vreau să fiu uh croncănitor și să prevăd ceva sinistru în legătură, de fapt, ceva natural în legătură cu, cu domnul Biden, că nu asta este scopul nostru, dar omul e depășit, adică e depășit în primul rând fiziologic, de. deși nu este cu mult ani mai mare decât uh, domnul Trump. Mi se pare că sunt patru ani diferență între cei doi, dar par 20.